Bună ziua, mă bucur să vă aud. Aici sunt sute de tineri de pe ambele maluri ale Prutului care își doresc să spună celor două guverne că e timpul să facă unirea, să nu se mai joacă ce de-a împrumuturile și de alte lucruri. Vrem măsuri concrete pentru împărtuirea unirii. Domnule Simion, îmi pare rău că vă întrerup, dar împrumuturile astea v-ar putea salva țara. Înțeleg că sunteți aproape de faliment. E cazul ca să se facă o agenda a unirii până în 2018 și asta ne dorim, interconectare energetică, o singură monedă pe ambele maluri ale Prutului și o politică externă comună și o politică comună și de apărare. Astea sunt doleanțele noastre. De ultimii ani am ieșit în stradă mii, zeci de mii și la Chișinău și la București și vrem ca cele două guverne să ne audă. Nu e o manifestație de protest, este o manifestație care salută ședința comună de guvern, vrem ca astfel de ședințe să se întâmple cât mai des și vrem pași concreți care să accelereze reunificarea. Ce am fost odată România Mare să se refacă. Bun, până una alta însă acest protest pașnic, această mișcare pașnică, vedem că a început cu un brâncel, n-ați început cu dreptul, ca să spun așa, domnule Simion. Nu am fost lăsați să ajungem la ședința celor două guverne. Am fost da, asta era ideea, cum să ajungeți la ședința celor două guverne? Păi cum să ajungeți sute de oameni la ședința celor două guverne? E o întâlnire oficială. Lângă clădirea unde are loc. Dumneavoastră ați cerut că la noi, în momentul în care se organizează un protest, bănuiesc că și în cazul dumneavoastră, se solicită... Mă rog, noi organizăm marșuri pașnice pentru reunificare de ani de zile pe ambele maluri ale Prutului și solicităm în momentul ăsta interconectare energetică, ceea ce cele două guverne fac. Solicităm implementarea măsurilor cerute de sfatul Țării 100, votate în luna iulie la Ploiești. Știți când au venit 1000 de tineri pe jos de la Chișinău spre țară. Asta este dorința noastră a tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului și mă bucură faptul că sunt din ce în ce mai mulți oameni pe ambele maluri ale Prutului, cum arată sondajele, care își doresc această reunificare. România are nevoie de Basarabia și Basarabia are nevoie de România. Cu tot respectul pentru ce vreți să faceți dumneavoastră, dar nu v-ați găsit cel mai bun mod de a comunica acest lucru până la urmă? Ba da, dacă doreați să faceți o manifestație, domnule Simion... De cei doi premieri, adică am fost acceptați la dialog de cei doi premieri, de domnul Ponta și de domnul Streleț. Când va avea loc această întâlnire, domnule Simion? Imediat după sfârșitul ședinței de guvern. Veți avea și dumneavoastră... Ne bucură faptul că și cele două guverne întreprind pași pentru reunificare. Domnule Simion, dacă ne mai auziți? Da, da, vă aud. Bun, înțeleg că veți avea o delegație, da, dumneavoastră și încă niște colegi, veți merge la întâlnire cu cei doi premieri, da? Ducerile organizațiilor Acțiunea 2012 din România și Tinerii Moldovei din Republica Moldova vor fi primite de cei doi premieri. Îi dorim să le transmitem doleanțele societății civile, doleanțe pe care le-am exprimat într-o proclamație stată la Ploiești, proclamația Sfatul Țării 100. Bun, până una alta însă, dacă dumneavoastră doriți această unire, problemele create numai protestelor în Republica Moldova sunt însă unele grave. Din cauza, în urma acestor proteste, Republica Moldova ar putea să intre în faliment. Nu se va mai semna un acord cu Fondul Monetar Internațional? Nu, în urma acestor proteste. Nu asta e cauza. Cauza sunt politicienii corupți de la Chișinău care au furat 1 miliard de euro. Singura cale de a susține economic Republica Moldova, la fel cum a zis-o și fostul președinte Traian Băsescu, este unirea cu România. Asta este singura cale de integrare europeană a Republicii Moldova și e cazul ca România să adopte această politică ca obiectiv național. Reunificarea trebuie să fie obiectiv național, o zic mulți politicieni, o zicem și noi societatea civilă și o zic și experții economici. Din punct de vedere economic, Republica Moldova ca stat nu este sustenabilă și singura cale prin care cetățenii Republicii Moldova pot fi ajutați este prin viitoarea unire. Bun, și cum se va putea înfăptui această unire? Că bănuiesc că, dincolo de un ideal frumos, există și niște măsuri concrete. Exact, asta care și solicităm și de asta salutăm măsurile luate la ședința de guvern de astăzi și sperăm să aibă loc cât mai multe ședințe de guvern. Dorim interconectare energetică, dorim o singură politică externă și o singură politică de apărare și dorim o singură monedă, pentru că altfel hoții care conduc în momentul ăsta Republica Moldova vor fura din banii pe care România îi dă. Repet încă o dată, aceasta este dorința societății civile,
pe care de fiecare dată mii de oameni și zeci de mii de oameni au exprimat-o prin marșuri. Ați văzut în toată România, scrie Basarabia e România, e o întreagă generație unionistă și a București și de la Chișinău și din alte orașe românești care își dorește înfăptuirea acestui ide. Iar dacă clasa politică din ambele state românești vrea să rămână în istorie, trebuie să facă acești pași. Ne dorim o agendă concretă ca până în 2018 să realizăm reunificarea. Cum ați răspunde totuși, domnule Simion, unor întrebări de acolo din partea jurnaliștilor moldoveni? Cum că ar putea să fie Rusia în spatele acestor proteste, în spatele acestor mișcări? Pentru că, la o primă vedere, efectele protestelor din Republica Moldova nu sunt unele bune. Țara e blocată, E vorba de altceva. Una sunt protestele din Piața Marii Adunări Naționale din Moldova și altul e manifestația noastră care e pentru unire. Nu suntem legați de protestele care au loc în Marea Adunare Națională și ne dorim și noi ca cursul pro-european al Republicii Moldova să continue. Deci nu conform acele două proteste, manifestația noastră este strict una unionistă, strict una menită să apropie România și Republica Moldova, de asta și salutăm ședința comună de guverne. Nu avem treabă cu alte proteste. Am înțeles, vă delimitați de ceilalți. Domnule Simion, are o întrebare, Alex Macoveciu, consultant politic, pentru dumneavoastră, vă rog. Vă rog. Bună ziua, ca să înțeleg corect dumneavoastră, sunteți la Neptun, nu? Da, am bătut sute de kilometri și de la București și, și de la Chișinău pentru a fi într-o zi de muncă, într-o zi de școală, mulți tineri au venit aici. Felicitări, e dedicație pentru cauză, dar eu vreau să vă întreb ceva, că nu pot să înțeleg exact cum un protest care este protest, e o manifestație. O manifestație în care niște oameni se îmbrâncesc cu niște jandarmi, ar trebui să convingă oamenii din România că opinia majoritară este înspre unire, ca gest de PR, asta este contravine, cum să spun, flagrant obiectivelor. Eu mă o secundă. Aici e vorba și de manifestanți din România care au venit. Care manifestanți din România, domnule Simion? Exprime dorința. Deci ei practic s-au îmbrâncit cu jandarmii, să înțeleg. Deci, care era problema? Era la o distanță de un kilometru de clădirea unde avea loc ședința de guvern și oamenii au venit în fața clădirii unde are loc ședința de guvern și vor intra să dialogheze, cum era cazul de la început, să dialogheze cu șefii celor două guverne. Eu înțeleg, domnul Simion, dar explicați-mi logica asta în care frații moldoveni sau români se îmbrâncesc civil, se îmbrâncesc nu cu jandarmii. Nu există moldoveni și români, există numai români. Români. Frații români de pe cele două maluri ale Prutului. Aveți dreptate, îmi cer iertare. Frații de pe cele două maluri ale Prutului se îmbrâncesc cu jandarmii, încercând să reconvingă oamenii care se uită la televizor, care nu au foarte multă răbdare să se documenteze legat de platforma acțiunii 2012, spre exemplu, sau despre proclamația pe care ați citat-o. Și care nu știu nicio diferență dintre cele două mișcări. Nu, dar de ce mă întrebați pe mine asta și nu întrebați pe jandarmi? Noi să întrebăm pe jandarmi de ce dumneavoastră ați început să vă îmbrânciți cu ei. Întrebați pe jandarmi de ce n-au ținut la un kilometru distanță, de ce se temeau, pentru că întotdeauna... Domnule Simion, în primul rând vă întreb așa, dumneavoastră aveați o autorizație, pentru că în România se cere o autorizație pentru astfel de evenimente, de pentru astfel de manifestații pașnice. Această autorizație la Tulcea și ni s-a dat verbal voie, că de asta am și listat de partea Consiliului Județean și Jandarmeriei Constanța. Întrebarea mea este mai simplă. Repet, dacă sunt asta e problema în momentul ăsta sau problema este ce facem cu Republica Moldova? Pentru că sunt tineri aici din Republica Moldova care nu-și mai găsesc viitorul peste... Acolo este pământ românesc și ar trebui să întreprindem măsuri concrete pentru luarea fraților acasă. Da, domnul Simion, facem asta, e o campanie de relații publice. Mă bucur că este informat și sperăm să informăm în continuare despre ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că sunt și forțe străine care caută să îndepărteze Basarabia de parte de România. Domnule Simion, știți care e problema? Nu aici în România nu avem de unde să știm care e diferența dintre cele două. Noi sperăm ca până în 2018 această unire să se realizeze. Domnule